În această demonstrație vom vedea cum putem crea un servlet și o pagină GSP foarte simple. E de fapt un tutorial gen Hello World în GSP și servlet. Am creat un modul Maven, un proiect, nu o să parcurgem pas cu pas etapele creierii codului, o să vă povestesc puțin. Deci am creat practic un modul Maven în care am adăugat dependențe către ce am nevoie pentru a rula Jetty Embedded. Jetty e un server de aplicații gândit în principal să fie pornit în interiorul procesului nostru. Bun. Ce am adăugat? În primul rând am setat versiunea pentru compilator pentru a compila cu Lambda Expression, dacă e cazul, sau, mă rog, feature-uri mai noi de limbaj. Și am căutat pe Maven această versiune, ultima versiune de Jetty, toate dependențele către componentele Jetty vor avea aceeași versiune. Am adăugat o dependență către serverul Jetty, toate dependențele au același group ID, și anume org eclipse Jetty, și diverse artifact ID-uri, și anume Jetty server pentru serverul în sine, cu versiunea comună de distribuție Jetty. Pentru a porni o aplicație web în care să avem GSP-uri, am setat Jetty Web App, am adăugat dependență către Jetty Web App și pentru a scana componentele am adăugat suport pentru Jetty Annotations. Pentru că folosim Jasper, care este implementarea de GSP pentru Jetty, folosim această componentă Apache GSP care conține Jasper-ul, altfel nu o să putem rula GSP-uri. Și dacă avem nevoie și de standard template library-ul de GSP, ceea ce nu e cazul fiind un Hello World, dar am zis să fie și el adăugat ca suport pentru taguri custom, dacă vrem să avem suport pentru GSP 2.0. Bun, am creat o consolă care pornește Jetty-ul și care în esență pornește Jetty-ul și adică creează serverul pe un port. Pornește un web application. Acestea sunt obiecte din contextul Jetty-ului, din implementarea Jetty. Ați văzut că am adăugat Jetty Web App ca suport. Și acest web application, sorry, îi setăm un root. Am vrea să răspundă chiar la rădăcina serverului nostru. Adică cererile HTTP vor începe din rădăcina serverului către această aplicație. Iar o aplicație are un web application archive, care în cazul nostru este chiar un folder, și anume în SRC Main Web App. Deci, practic, am creat un source folder în această locație SRC Main Web App. Aici ar fi putut să fie o arhivă, dar sunt toate despachetate. Pentru a înregistra scannerul de anotări, am adăugat în class list, înaintea scannerului de XML configuration al Jetty-ului, am adăugat acest annotation configurator. Și de altfel, cred că aș putea să nici nu mai declar variabila, pentru că nu fac altceva decât să îi apelez add cu ea, așa încât hai să facem asta împreună, ca să facem codul și mai simplu de parcurs. Bun, în final, am setat ca handler web application-ul pentru serverul meu, am pornit thread-ul și aștept să se termine procesul. Acum, ce am făcut pe partea de server? Aplicație web. Am creat un web XML care este configuratorul aplicației mele web. Care acest web XML, pentru care există template-uri de creare în diverse tool-uri ale mediilor de dezvoltare, mă rog, folosește diverse lucruri ca scheme pentru identificarea elementelor, dar în principiu un web XML este configurația aplicației noastre, are un display name aplicația, are o listă de welcome file în cazul în care nu cerem un fișier să ne redirecteze către un fișier și noi am vrea ca indexul să fie default și are niște mapări de servleturi. Vrem să facem o aplicație TOC foarte simplă care să ne permită să trimitem dintr-o pagină web mesaje pe care să le vadă și ceilalți conectați la această adresă. Așadar, pentru asta am creat și vă voi arăta un TOC servlet și trebuie să mapăm acest servlet, să răspundă la call-uri pe o anumită adresă. Așadar, am înregistrat un servlet cu un nume, punctând către o clasă, dar în același timp vrem să avem și o pagină GSP cu mesajele trimise.
care să nu ne permită să introducem noi mesaje, ci doar să le vedem pe cele introduse. Pentru asta și servlet și GSP-ul se înregistrează ca și servlet cu un nume și cu nu locație către o clasă, ci către un GSP. Din acest GSP se va compila un servlet la momentul execuției. Trebuie să asociem servleturile noastre pe niște adrese, așadar TOC servletul aș vrea să răspundă la adresa TOC, iar index aș vrea să răspundă la callul index GSP. Bun, eu am un index GSP în aplicația mea și acesta va fi folosit și este referit ca și sursă a servletului meu. Ce se întâmplă este că la primul apel se compilează într-un servlet și output-ul acestui servlet este ceea ce se afișează. Se execută pe metoda doGet a servletului, deci GSP-ul respectiv îmi va răspunde la call-ul de doGet. Bun, ce o să facă acest servlet? O să afișeze mesajele ținute de servletul de TOC. Pentru a putea folosi am un import, ca să nu mai trească să calific cu tot numele, și în pagina mea eu aș vrea să am o zonă în care să afișez o listă cu mesajele. Așadar, parcurg și eu, acesta este cod care se injectează în servlet și am un for each care parcurge cu o variabilă message lista mesajelor întoarse de metoda statică a servletului. Pentru fiecare mesaj fac un output într-un list item, deci generez o listă. Când se încarcă pagina, folosește jQuery, nici nu ar avea nevoie în mod special, dar ce faci este că atunci când este gata încărcată pagina, înregistrează un call cu set timeout din JavaScript care a 2 secunde să facă refresh paginii. Pentru că vor tot apărea mesaje, iar pagina asta odată încărcată e o listă static, e o listă generată dinamic, dar e o listă odată generată nu se mai modifică, se duce către client. Am vrea ca la 2 secunde să facă reload paginii să vedem și noile mesaje trimise și existente pe server. Cum arată servletul în sine? Servletul nu e altceva decât o clasă executată la apeluri HTTP. Vedeți că extinde clasa HTTP servlet și supraîncarcă 2 metode. Va răspunde la cele de tip GET pentru a întoarce lista de mesaje și la cele de tip POST pentru a adăuga un nou mesaj. Acum, vor fi diverse instanțe ale acestui obiect și noi am vrea să colectăm mesajele de la toți utilizatorii, să le vadă toți utilizatorii. Așadar, vom avea un membru static în această clasă, care va fi o listă de mesaje. Și ce se întâmplă în momentul în care vrem să facem GET? Clientul va afișa mesajele, dacă s-a încărcat prima dată, o să vrea să vadă toate mesajele. Dar pe măsură ce își afișează mesaje, n-am vrea să le dăm de fiecare dată pe toate. Și de unde a rămas? Motiv pentru care vom avea un query param în URL numit index și dacă acest query param este prezent și nu e vid, atunci vom încerca să obținem un întreg cu această valoare. Cu alte cuvinte, aplicația client o să ne spună dăm toate mesajele de la indexul ăsta încolo. Inițial o să vrea de la 0, ulterior o să știe până unde s-a oprit și o să ceară de acolo mai departe. Evident, ca să construiesc și eu mesajele, aș fi putut să le serializez JSON sau un alt format, dar e mult prea multă muncă pentru ce am nevoie. Pur și simplu voi pune numărul de mesaje prima dată, separate prin bară verticală, conținutul mesajelor, presupunând că bara verticală nu e un caracter valid în interiorul mesajelor. Așadar, parcurg și eu mesajele de la indexul cerut până la sfârșit și adaug conținutul mesajului în listă. Această parcurgere o fac cu acces exclusiv pe lista de mesaje, pentru că se poate întâmpla ca mai multe instanțe ale acestui server să se execute simultan, unele să vrea să adauge, altele să parcurgă lista și vreau să am acces exclusiv până termin de parcurs lista. În final, voi răspunde cu 200, ok? De altfel voi răspunde tot timpul cu 200, pentru că asta este ideea, și voi întoarce în body-ul ca răspuns al servletului, în body voi scrie textul pe care l-am compus în builder. Deci, practic, builderul întotdeauna va răspunde cu numărul de mesaje care sunt în listă, ca prim câmp, urmat de mesajele de la poziția de la care am cerut pe rând până la sfârșit. Deci, practic, spunându-mi că indexul următor este egal cu numărul de mesaje din listă, când voi mai cere din client mesajele, cu acel index,
Evident că dacă nu mai sunt mesaje noi, nu o să mai îmi dea nimic, iar dacă sunt mesaje noi, o să mi le dea pe acelea de la poziția unde știam că se oprea lista până unde se oprește acum. Și îmi va spune că nou index e câte mesaje sunt în listă. Deci în felul ăsta clientul primește mesajele de la poziția ultimului mesaj pe care l-a primit până la cele care s-au adăugat după. Bun. Ce fac atunci când vreau să adaug un mesaj? Clientul o să facă un post și în body-ul request-ului va fi chiar mesajul. Nu fac altceva decât să iau un reader, să parcurg liniile din mesajul meu, să le concatenez cu spațiu între ele, adăugând pe rând fiecare linie. Și bineînțeles, vreau acces exclusiv pe lista de mesaje, că în final vreau să adaug acest mesaj în listă. Deci, serverul este cât se poate de simplu, îmi permite să iau mesajele de la un index încolo. Inițial o să vreau să le iau pe toate de la 0, pe urmă de unde am rămas. Și când se adaugă un nou mesaj, se pune în listă și asta e tot. Serverul nu știe să facă push. Protocolul HTTP, până la HTTP 2.0 și WebSocket, nu știe să. Serverul nu știe să contacteze clientul. Așadar, clientul trebuie să facă polling, să tot întrebe serverul și să primească pe rând mesaje. Bun. Revenind. Ce se întâmplă pe partea de interfață client? Deci am văzut cum se afișează, dar haideți să vedem și efectiv cum se consumă mesajele. Am un index HTML pentru asta. Am copiat utilitarul jQuery în formă despachetată pentru a referi și a manipula elemente din pagina noastră. Așadar, macheta client care consumă mesajele, în primul rând, am preferat ca această machetă să nu fie generată de servlet. Nu e bine ca să mixăm formatări HTML cu logică și cu model de date. Deci serverul ar trebui să întoarcă date curate, iar un view, un template HTML să le folosească. Și aceasta este pagina care le folosește. Și anume ce face? În primul rând, include utilitarul jQuery pentru a manipula mai ușor elementele din DOM-ul client. Are o machetă în care are o aliniere cu tabelă. Spre exemplu, are un tabel. Asta nu se mai folosește. Se preferă să se folosească un grid layout cu CSS, dar am preferat tabelul pentru a nu complica și mai mult lucrurile. Un grid layout ne permite să ne adaptăm la rezoluție, pentru că știe să poziționeze, e un grid layout fluid și în funcție de rezoluție știe să coboare anumite elemente, să le deplaseze vizual, pe când un tabel nu poate să se rupă în felul ăsta. Dar chiar și așa, vreau un tabel care să ocupe 500 de pixeli. Și tabelul, spre exemplu, va avea un titlu cu un heading care stă pe două coloane. Tabelul are două coloane, două celule pe fiecare linie. Și mai are o linie unde o celulă scrie textul message, iar o celulă conține un input cu un ID care ocupă toată zona celulei. Iar celula ocupă toată zona tabelului, deci se va redimensiona spațiul rămas după ce a scris prima coloană, va fi ocupat de acest input. Cu acest input noi vom introduce text și când vom apăsa Enter se va duce către server. Și mai are o linie unde avem o zonă de afișare care ocupă cele două celule de deasupra ei, ocupă toată zona pe lățime și are un fillset, un caroiaj cu o legendă, care fillset conține un select. Selectul nostru este pe mai multe linii pentru a putea să vedem. Nu e un drop-down, e o listă, cum ar veni, care ocupă 100% din lățime și nu are border, pentru că selectul deja, legend, file set-ul deja are un border. Acum, ce facem în pagină propriu-zis? Când s-a încărcat documentul, subscriem cu jQuery la evenimentul de încărcare a documentului cu această funcție. Noi am vrea când se încarcă elementul să se execute codul nostru. Codul nostru știe inițial că pleacă de la indexul 0, vrea să citească toate mesajele. Și avem o funcție care citește mesajele. Această funcție este apelată prin polling la fiecare 100 de milisecunde, deci la fiecare secundă. Set interval, practic, planifică execuția acestei funcții la acest număr de milisecunde. Deci la fiecare secundă se mai face câte un call către server pentru a vedea noile mesaje din server. Cum încărcăm mesajele? jQuery ne permite să facem un call AJAX, cu AJAX ne permite să facem apeluri HTTP către server, cum ar fi să facem un call GET. Contextul pe care facem call-ul este acela pe care îl ascultă serverul de TOC și punem un parametru, un query string, de la ce mesaj să întoarcă.
Îi dăm indexul pe care l-am reținut noi, care inițial e 0 și se va modifica. Îi dăm și o funcție că atunci când vine răspunsul să ne livreze, să ne execute această funcție. Nu mai verificăm statusul că e 200, că e ok, dar prin acest parametru data vom primi body-ul răspunsului. Ce facem este că împărțim după bara verticală și știm că prima poziție din acel obiect era indexul nou. Și reținem că mesajele de acum vor trebui cerute de la acest index încolo. Bun. Parcurgem lista mesajelor de la indexul 1 până la sfârșit și adăugăm la tabul cu ID-ul Messages, care este acest select, adăugăm un nou option al cărui text este ce se vede și eventual valoarea este indexul, dar nu ne interesează pentru că nu selectăm mai departe din el și nu răspundem la schimbarea selecției. Deci, practic, mesajele nou venite le tot adăugăm ca și opțiuni din lista noastră. Ce facem acum ca să generăm trimiterea unui mesaj pe evenimentul de key up al inputului? Subscriem după ID-ul tagului de message la evenimentul de key up al acestui tag cu o funcție care va fi apelată cu un eveniment. Evenimentul va fi argumentul generat de evenimentul de apăsarea unei taste. Noi vrem să tratăm fiecare apăsare de tastă dacă tasta apăsată a fost Enter. E vorba de ridicarea tastei, pentru că înainte se face key down, cât timp să ținem tasta apăsată se face key press, dar în final când ridicăm tasta se apelează key up. Dacă s-a ridicat tasta Enter, atunci ce facem este că ne uităm și dacă valoarea pe care a scris-o userul are, conține ceva caractere. Am putea să dăm la o parte spațiile, dar nu ne mai complicăm. Ideea e că facem un call de tip post către servletul nostru, punându-i în body chiar ceea ce a scris userul în input. Nu ne întoarce nimic acest call înapoi, așa încât funcția callback trebuie dată, dar nu face nimic. Și, nu în ultimul rând, în momentul în care am trimis, mai facem ceva, și anume ștergem inputul ca userul să poată continua să introducă alt mesaj. Bun, hai să vedem și noi rularea a ceea ce am făcut, și anume, vom porni serverul care va înregistra aplicația web și în care vor fi GSP-ul și servletul. Vom porni în browser pe localhost, okay, pe localhost, pe portul 8080 și ne va redirecta la index.html. Asta este aplicația noastră de TOC. Okay? Bun, haideți să mai pornim și noi o nouă pagină, ca să le vedem în paralel, în care să încărcăm aceeași adresă. Și avem un câmp să scriem ceva. Vezi ce scriu? Întreabă primul utilizator. Când apăs Enter, se trimite către server și serverul la o secundă, aplicația face call către servlet să facă GET. E un mic delay pentru că nu în fiecare secundă se întâmplă chestia asta, nu de fiecare dată, ci la o secundă, dar e ok. Și se răspunde, da, văd. Observați, am trimis și durează puțin până fac refresh și cer din nou toate mesajele. Și deci, dacă suntem pe mașini diferite și acesta e publicat pe un server accesibil în internet, ceea ce scrie un utilizator pot vedea și ceilalți conectați aici. În același timp, noi avem și o pagină, dacă ne uităm pe localhost, dar pe index.gsp, care pagină ne afișează mesajele care au fost trimise între către serverul respectiv. Acum, ce putem să observăm este că tot face refresh, pentru că așa am făcut-o noi, pentru a vedea ce se întâmplă. Da, hai să vedem și noi dacă redimensionăm puțin ferestrele astea să ne încapă cât de cât pe ecran. E neplăcut cât timp nu folosim WebSocket că tot trebuie să facem polling și ați văzut ce se întâmplă, face refresh în prostie. Dar observați că am aplicațiile pornite, mă rog, sunt și ele pe aici pe undeva, și clientul ăsta trimite un mesaj care va ajunge la toți utilizatorii și va fi văzut, am scris noi corect, și de administrator. Observați că mesajul a ajuns și este afișat și în pagina
care încarcă GSP-ul. GSP-ul practic ilustrează un fel de log, de raport, de situația mesajelor. Nu permite interacțiunea cu sesiune deschise, deși ar fi putut să aibă un control prin care să se trimită către server ceva. Iar serverul, după cum vedeți, este gândit să afișeze ceea ce primește. Cam asta a fost. Mulțumesc pentru răbdarea de a urmări prezentarea noastră.